Vă spunem bun venit la ascultarea Evangheliei și în această după-amiază de duminică, 21 iunie 2015. Haideți să ascultăm cu câteva cuvinte din Scriptură, cuvânt care se găsește scris în Evanghelia după Luca, la capitolul 4, versetul 38 la 44. Să citim Scripturile așa cum sunt scrise. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și a lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. La asfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de ferulite boale îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Din mulți ieșeau și dragi care strigau și ziceau: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar el îi mustra și nu-i lăsa să vorbească, pentru că știau că el este Hristosul. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-l caute în toate părțile și a ajuns până la el. Voiau să-l oprească, să nu plece de la ei. Dar el le-a zis: trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta a fost trimis. Și propovăduia în sinagogile Galilei. Amin. Până aici cuvântul Sfintelor Scripturii. Așadar, continuăm studiul biblic din Evanghelia după Luca și în această după-amiază privim spre acest text pe care l-am citit și am vrea să vedem cum Domnul Iisus vindecă bolnavii. Domnul Iisus vindecă pe cei bolnavi. Cu siguranță oamenii în suferință sunt pretutindeni și nu lipsesc nici din adunările noastre, nici din poporul Domnului. Au fost bolnavi și vor fi încă, nu? Spune cuvântul românesc că eroi au fost, eroi sunt încă. Domnul Iisus spunea: pe săraci îi aveți totdeauna cu voi. Însă și pe bolnavi îi avem totdeauna cu noi. Nu lipsesc. Fac parte din viață. Boala este o parte care afectează viața noastră, că vrem, că nu vrem. Trecem prin suferință. Dar cuvântul Domnului ne-a spus atunci când trecem prin suferință, dacă este cineva dintre voi bolnav, spune epistola lui Iacob, să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el. Haideți să privim la textul acesta, să vedem ce a făcut Domnul Iisus în textul pe care l-am citit. Iisus vindecă bolnavii pentru care mijlocim rugăciuni. În primul rând, cuvântul Scripturii spune că după ce a ieșit din sinagogă, în sinagogă vedem că în context are loc vindecarea unui îndrăcit în Capernaum, am vorbit în lecția trecută, un îndrăcit vindecat la predicarea Evangheliei. Zice, după ce a ieșit din sinagogă, versetul 38 din Luca 4, a intrat în casa lui Simon, adică vorba de Simon Petru. Simon Petru, unul din ucenicii Domnului. De fapt, este cel mai proeminent ucenic al Domnului, Simon Petru. Soacra lui, Simon, era cuprinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. Nu ne spune textul biblic dacă Simon l-a rugat pe Domnul Iisus să vină la el să-i vindece soacra, dar cred că ceilalți au făcut lucrul acesta. Nu știu ce relație avea Simon cu soacra lui, dacă era în relații bune sau nu. Nu ne spune textul biblic că el l-a rugat pe Iisus, dar spune că l-au rugat, probabil ucenicii, prietenii lui Petru, cei din casă. Domnul Iisus știa că Petru are o soacră bolnavă. De fapt, Domnul Iisus știe pe fiecare din noi care are pe cineva suferind în familie. Nu? Înainte să-i spunem noi. Înainte să-l chemăm noi în casă, el vine. Dar lui îi place să fie chemat, să fie rugat. De fapt, ne-a învățat așa. Iisus vindecă bolnavii pentru care noi mijlocim rugăciuni. Așa ne spune textul Scripturii. După ce au ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon, soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. Aici este o învățătură biblică. Atunci când cineva este bolnav, noi suntem chemați, suntem îndemnați să ne rugăm. Să rugăm pe Domnul Iisus să vindece. Să rugăm pe apostolii Domnului să se atingă de cei care sunt suferinți. Să-i chemăm. Așa ne îndeamnă Scriptura. Aceasta este învățătura biblică. Se pare că această învățătură nu face sens în toate comunitățile evanghelice, în toate adunările creștine. Pentru unii
Boala își găsește tămăduire și vindecare numai la spital, numai la haspes, numai la sanatoriu, numai la un centru specializat de suferințe. Dar nu e așa. Pentru copiii Domnului există un loc și există un doctor special și acesta este Iisus Hristos Domnul, Cel ce vindecă, Cel ce tămăduiește oamenii. Vedem că Iisus nu este indiferent de cei ce umblă cu El. Și în cazul de față l-avem pe Simon Petru care umbla cu Iisus. La un moment dat îl auzim spunând, Doamne, noi am lăsat totul și Te-am urmat. De fapt, nu lăsase totul. Probabil că lăsase corabia de pește și pescuitul ca și slujbă, dar nu părăsise familia, nu părăsise pe ai lui. Din când în când mergea acasă. Umbla cu Iisus, e adevărat, zi de zi, dar avea o casă, avea o locuință și Domnul le-a răspuns, nu este nimeni care să fi lăsat pentru Mine și să nu primească. Încă ucenicii nu plecaseră în marea trimitere, au fost trimeși doi câte doi, Domnul le-a trimis și i-a puternicit și le-a dat putere să vindece boalele, să facă minuni, să scoată afară draci, însă încă nu fuseseră trimeși în această lucrare. A spus Iisus, nu este indiferent de cei ce umblă cu El. Dacă umbli cu Iisus, El ține cont de faptul că tu te îngrijești de lucrarea Lui. Și ce bine este să te îngrijești de lucrarea Domnului, ca Domnul să se îngrijească de problemele tale. Dacă ai pe cineva suferind în familie, Domnul să vină la el, la patul lui, la spital unde se află, la rehabilitation unde se află și să se atingă de el. Este ceea ce îi spun lui tata în fiecare zi când vorbim la telefon, pentru că nu pot să merg la el. Eu nu mă pot ocupa de el. Dar știu că Domnul Iisus este acolo. Este prezent acolo, în Phoenix, Arizona, acolo unde este în Scottsdale. Acolo, în acel Rehabilitation Center, El se prezintă și El aduce tămăduire, slăvit să fie numele Domnului. Manifestarea bolii, în cazul de față, există o manifestare a bolii în viața acestei femei, soacra lui Simon, nu îi se spune numele, spune că era prinsă de friguri mari. N-am idee cum se manifestă aceste friguri, dar este suficient să știu când este iarnă și te apucă frigul. Sau eu știu când te apucă, aceasta este o boală. Bineînțeles, nu este faptul că este numai frig afară și ți-e frig. Este o boală, o suferință care pătrunde în organism. Și femeia aceasta suferea de această boală. Fie că este frigul, fie că e temperatură înaltă, fie că e gripă, fie că e crize de tot felul care vin în viețile noastre. Nu? Virus, nu? Există o manifestare diferită a bolilor. Este puțin importantă înaintea Domnului, dar vedem că există o intervenție specială în acest caz. Există o intervenție specială în această suferință de friguri. Spune că El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Deci cuvântul Domnului ne vorbește specific și ne dă o învățătură nouă. Ne spune ce trebuie să facem noi ca și apostoli, ca și ucenici, ca și slujitori ai Domnului, care avem această misiune. Vedem că uneori alții mijlocesc pentru cei dragi ai noștri. Probabil că noi suntem ocupați să fim ospitalieri cu Iisus. Vedem că Petru probabil că s-a ocupat să pregătească masa pentru Iisus. Nu știu ce a făcut Petru. A trebuit alții să mijlocească. Oare chiar trebuie să mijlocească alții și noi să fim pe locul doi? Nu. În niciun caz, dar se pare că Petru era interesat să slujească pe Iisus, să fie alături de Iisus în slujire. Iisus vindecă bolnavii identificând boala și aplicând tratamentul. Este versetul următor care l-am citit. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și a lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească, identificând boala și aplicând tratamentul. Este interesant, este important să știm de ce boală suferă persoana care ne cheamă, persoana care are nevoie de vindecare, este important. Auzim deseori în adunările noastre oameni care ridică o mână și spune am și eu o cauză înaintea Domnului. Am și eu o suferință și evită să spună suferința. Și mulți slujitori încurajează, dacă are cineva o cauză, nu mai ridicați o mână. Oare nu este important ca adunarea, ca slujitorii să cunoască cauza aceea? Presbiterul care vine să se roage pentru tine este important să cunoască suferința. Iisus a văzut care este suferința acestei femei. Era Fiul lui Dumnezeu. Era Marele Învățător și El este Marele Învățător și Marele Păstor al oilor.
Vedem că Iisus este personal interesat de femeia cuprinsă de friguri. E adevărat, a fost rugat, dar este interesat. Iisus ceartă boala și boala pleacă părăsind trupul. Spune, s-a plecat spre ea, a certat frigurile, nu știu cum a făcut-o. A spus frigurilor, plecați. Probabil că este un cuvânt specific pe care Duhul Sfânt ne inspiră în momentul în care avem cunoștință de suferința persoanei care are nevoie de tăvăduire, să rostim numele Domnului și să spunem în numele Domnului Iisus Hristos frigule sau temperatură sau gripă sau stare de neputință sau stare de depresie părăsește trupul persoanei acesteia. Este important, cuvântul Domnului este un cuvânt de învățătură pentru noi, un cuvânt practic pe care trebuie să știm să-l aplicăm. Vindecarea înfăptuită reclamă slujire pentru Domnul. Femeia aceasta n-a plecat în vacanță, a spus, sunt vindecat acum, acum mă duc la treburile mele. Vedem că ea face un lucru, ceea ce este de învățătură pentru noi atunci când Domnul se atinge de tine, de trupul tău, de sufletul tău, de viața ta și îți face bine. Trebuie să faci și tu același lucru. Trebuie să facem și noi același lucru. Spune că ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. Este ceea ce s-a întâmplat cu mine atunci când slujitorii Domnului au venit și m-au uns în numele Domnului cu un delemn în Phoenix. Eram în surprise și am suferit de rinichi. Aveam o infecție urinară, o infecție pe tractul urinar. Nu știu ce a fost. N-a fost medicament, dar a fost rugăciunea fraților. Îmi amintesc frații care au venit și s-au rugat Domnului și a doua zi am plecat la muncă. Am plecat la muncă și în ziua aia am avut o muncă grea. Să spargi beton cu jackhammer-ul, e big deal, e o lucrare mare și o suprafață mică. O zi întreagă de muncă grea, ceea ce rinichii nu-ți dă voie să faci lucrul acesta. Slăvit să fie numele Domnului, identificând boala și aplicând tratamentul. Trebuie să cunoaștem de ce suferă oamenii, care este suferința pentru care suntem chemați și să chemăm numele Domnului. Și în felul acesta, numele Domnului este proslăvit. Dar vindecarea, am spus, reclamă, chemare în slujire. Ne trimite. Din dragoste pentru Domnul Iisus, din dragoste și din recunoștință, trebuie să punem umărul la lucru în ce privește Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne! Iisus vindecă bolnavii în ziua de sabat, ori după sabat. Este ceea ce spuneam mai devreme, că Iisus a vindecat un îndrăcit în Capernaum, întins din sinagogă, în timpul zilei de sabat. Vedeți că textul specific spune că după ce a ieșit din sinagogă, la sfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi, atinși de felurite boale, îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și vindeca. Oare credeți că la întâmplare, spune textul, la sfințitul soarelui? Nu. Este specific pentru că evreii veneau să fie tăbăduiți după sfințitul soarelui, după ziua de sabat, deci nu în timpul sabatului, pentru că au primit destulă critică de la religioșii vremii. Au fost criticați suficient. Fariseii, saducheii, învățătorii legii i-au mustrat adeseori și găsim aceasta în Evanghelie. Există în cuvântul Scripturii, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, versetele 15 și 16, există un text care vorbește despre aceasta. Haideți să citim, să vedem ce ne spune Scriptura. Ioan, capitolul 5, versetul 15 și 16, spune despre un om care a fost vindecat de 38 de ani, slăbănogul de 38 de ani. Spune că omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care l-a făcut sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. În ziua sabatului. Religia nu-ți dă voie să faci anumite lucrări în ziua de sărbătoare. Există ceva specific. Probabil că duminica, pentru noi, care este ziua de sabat, ziua de sărbătoare, este numai pentru o predicare a Evangheliei să cânte corul și fanfara. Corul de copii și corul de bărbați. Eu știu cine mai cântă. Avem noi programele noastre, dar nu zic că nu se face această lucrare. Există locuri, am văzut, adunări specifice unde oamenii nu pot să meargă în față să fie tămăduiți, nu pot să iasă să primească o ungere cu un de lemn, pentru că programul este bătut în cuie. Foarte trist. Foarte trist.
Și oamenii aceștia sunt cuprinși în aceeași, de aceeași meteahmă. Spune că după sabat, după asfințitul soarelui, aveau voie să facă lucrul acesta. Și în alte ocazii, iudeii vedem că îi ceartă pe oameni și spune, veniți să vindecați, fiți vindecați în zilele săptămânii, nu în ziua sabatului. Domnul Iisus a fost confruntat cu același lucru. Și Domnul Iisus i-a confruntat pe oameni. A spus, este bine, este oare bine să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Este bine să scoți boul din groapă sau măgarul, nu? Sau să dezlegi pe cineva care este legat de Satan în ziua sabatului, la care oamenii au tăcut, religioșii vremii au tăcut. Repet, în ziua de sabat, ori după sabat, cu punerea mâinilor, ori fără punerea mâinilor, Iisus vindecă oamenii și astăzi. Cuvântul ne spune că din mulți, El își punea mâinile pe fiecare din ei și îi vindeca. Își punea mâinile. Există o lucrare pe care trebuie să o facem prin punerea mâinilor, așa cum a făcut-o Domnul Iisus. El a făcut lucrul acesta ca să ne arate nouă ce trebuie să facem. Cum trebuie să procedăm atunci când ne rugăm pentru cineva. Sunt situații în care nu trebuie să punem mâinile. Este doar să rostim cuvântul. Să rostim cuvântul de autoritate, să rostim mustrarea care vine din partea Domnului. Împotriva bolii, împotriva diavolului. Dar există momente în care trebuie să punem mâinile pe capul persoanei aceea, care este bolnavă, care este suferindă. Spune că El își punea mâinile pe fiecare din ei și îi vindeca. Am spus, cu punerea mâinilor sau fără punerea mâinilor. Există un transfer de putere. Domnul Iisus, adeseori, când oamenii se atingeau de El sau când se ruga sau când poruncea duhurilor să iasă afară, spunea, El însuși mărturisea, din mine a ieșit o putere. S-a scurs o putere. Când oamenii se atingeau de El, de asemenea spune, a ieșit o putere din mine. Și ca puterea aceasta să fie reîncărcată din nou, Domnul Iisus petrecea noaptea în rugăciune. Petrecea timp în rugăciune. Deși era Fiul lui Dumnezeu, s-a limitat pe sine și era și Fiul al omului și petrecea noaptea în rugăciune. Ceea ce ne dă nou exemplu că avem nevoie, nu că avea El nevoie de rugăciune. Dar noi avem nevoie de rugăciune. Cu siguranță noi avem nevoie să ne umplem de putere. Pentru că puterea aceasta se scurge. Undeva puterea aceasta se transmite mai departe în cei care au nevoie de tămăduire, care au nevoie de vindecare trupească sau sufletească. Vedem că autoritatea aceasta a fost dată apostolilor de a vindeca și de a scoate dracii în Marcu la capitolul 16, 15 și 20 și Matei capitolul 10 cu 8. Am să citesc aceste texte că sunt importante. Mai întâi Matei capitolul 10. Este vorba de trimiterea ucenicilor în lucrare a celor 12. Cuvântul Domnului spune, 10 cu versetul 8, vindecați pe bolnavi, este porunca pe care le-a dat-o Domnul când i-a trimis doi câte doi în lucrare. Înviați pe morți, nu știu dacă le-a spus să învie pe toți morții, că atunci cineva își pierdea business-ul, dar trebuiau înviați și morți. Curățiți pe leproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit și fără plată să dați. Și un alt text biblic este în Marcu, în capitolul 16, 15 la 20, unde cuvântul Domnului spune așa. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi. Vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va bătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Este de dorit ca semnele acestea să însoțească pe lucrătorii Domnului. Să însoțească pe cei ce predică Evanghelia, pe cei ce se ridică să proclame pe Domnul Iisus Hristos ca Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, ca Cel ce vindecă, ca Cel ce tămăduiește. Asta nu este numai un slogan, nu numai o lozincă, nu numai un acțibil care să ne facă publicitate nouă, ci trebuie să fie o realitate, o lucrare reală în viața Bisericii lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să
vedem lucrările acestea manifestându-se în continuare. Vedem că atingerea Domnului Iisus Hristos vindecă. Ce face atingerea noastră? S-ar putea ca atingerea noastră, am spus-o și cu alte ocazii, doar să-i lase pe oameni copleșiți de moment și să mărturisească ceva care nu este real. Să fie doar unși cu un de lemn în numele Domnului. Să plece unsuroși, de fapt. Și să nu plece tămăduiți. Și lucrul acesta este trist. Am vrea ca oamenii care îi atingem în numele Domnului, care rostim vindecare și tămăduire peste trupul lor, să fie tămăduiți, să fie vindecați și Domnul să lucreze în felul acesta în timpul nostru. Vedem aici, Iisus vindecă bolnavii de boli fiziologice ori spirituale. Boli fiziologice ori spirituale. Boala poate să fie în trup, poate să fie în mădularele trupului, de orice natură ar fi ea, însă poate să fie de natură spirituală, poate să fie o prezență demonică. Spune din mulți, și vă rog să fiți atenți la ceea ce spune cuvântul, din mulți ieșeau și draci. Dintr-un mare procent de oameni prezenți care erau aduși, care veneau să fie tămăduiți, dintr-un mare număr ieșeau și draci. Nu toți erau draci, dar într-o mare parte erau duhuri necurate, care strigau și ziceau, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească pentru că știau că el este Hristosul. Boala fiziologică poate fi identificată și de oameni, însă există lucruri ascunse pentru care este nevoie de Domnul Iisus. Este nevoie de prezența Duhului Sfânt care să identifice prezența celui rău, prezența demonică. Există boală de origine demonică care stăpânesc peste trupurile oamenilor. Și lucrul acesta trebuie identificat. Cine face lucrul acesta, omul? Nu. Capacitățile noastre intelectuale, pregătirea noastră intelectuală, nici de cum. Dar o face Duhul Sfânt, atunci când Duhul Sfânt ne dă cunoștință, darul de deosebire a Duhurilor, care face cunoștință despre care vorbește Sfânta Scriptură, face cunoștință celor în cauză, celor care sunt lucrători, că există o prezență demonică în acea suferință. Există o suferință din partea unor demoni prezenți. Doamne, dă harul acesta slujitorilor Tăi și nouă tuturor, să putem să identificăm prezența străină din trupul și din suferințele oamenilor. Din mulți ieșeau și draci. Și strigau și ziceau. Poate că la prima vedere ne pare interesant lucrul acesta. Nu spuneau nimic, dracii. Nu spuneau nimic rău. Spuneau despre Iisus că este Hristosul. Este important ca dracii să mărturisească că Iisus este Hristosul? Eu cred că nu. Domnul i-a certat, i-a readus la tăcere, i-a scos afară, i-a trimis la plimbare, i-a trimis în porci, i-a trimis în locuri pustii, i-a trimis afară. Erau speriați dracii din oameni, întotdeauna erau speriați să nu fie trimiși în adânc. M-au zis că în zilele noastre mulți slujitori îi trimit în adânc, săracii și paralizați, și legați, și trimiși în adânc. Și de fapt săracii nu se duc nici în pustiu. Este o mare tristețe și o mare durere în sensul acesta atunci când nu există manifestarea Duhului Sfânt și a prezenței de tămăduire și de vindecare de care oamenii au nevoie, o realitate completă. Manifestarea vindecării spirituale este uneori vizibilă și audibilă. Dracii fac gălăgie. Dracii fac gălăgie, ei nu se tem. Nu se tem să nu facă gălăgie. Spuneau despre Iisus că este Hristosul. Este Fiul lui Dumnezeu. Dacă dracii fac lucrul acesta, de ce n-am face noi ca și trimeși, ca și copii ai Domnului, ca și oameni care am încheiat un legământ cu Domnul? De ce n-am mărturisit noi că Iisus Hristos este Domnul? Prin viața noastră, prin vorbirea noastră, prin atitudinea noastră, prin relația noastră cu oamenii, să facem această mărturie. De fapt, mărturia aceasta trebuie să o facem noi, nu să o facă dracii. Ei spune că cred și se înfioară. Dar noi se pare că nici nu credem, nici nu ne înfiorăm. Ne-am obișnuit cu Evanghelia. Ne-am obișnuit cu mersul la biserică, ne-am obișnuit cu predicarea, ne-am obișnuit cu oamenii care predică Evanghelia. Se predică oriunde. O auzim pretutinde. Radio, televiziune, internet, biserică, pe stradă. Sunt lucruri de care trebuie să ne punem
un semn al întrebării în viața noastră și să vedem cine trebuie să facă mărturia aceasta. A spus, Iisus este cel ce vindecă de boli fiziologice ori de boli spirituale. Iisus nu are nevoie de propaganda diavolului. El vrea ca noi, ca ucenicii lui, să fim martori ai lui. De fapt, el aceasta ne-a dat în marea trimitere, ne-a trimis, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Vedem că atunci când vorbim despre Domnul Iisus, dracul, diavolul, trebuie să tacă. Spune, dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească pentru că știau că el este Hristosul. Când s-a crăpat de ziua, se pare că lucrarea aceasta de tămăduire a durat foarte multă vreme. Spune că Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-l caute în toate părțile. Domnul Iisus obișnuia să se roage în locuri pustii și a ajuns până la el. Voiau să-l oprească ca să nu plece de la ei. Dar el a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți. Fiindcă pentru aceasta am fost trimis și propovăduia în sinagogile Galilei. A făcut-o Domnul Iisus în Galileea, a făcut-o în Samaria, predicarea Evangheliei. Astăzi se predică pretutindeni. Evanghelia a ajuns până la marginile pământului și va ajunge la toți oamenii, înainte ca Domnul să revină, să se întoarcă. Este adevărat că în anumite locuri oamenii au vrut să-L oprească pe Iisus să fie și să rămână la ei. Așa cum noi avem uneori dorință când prezența Domnului este în adunare, este în biserică, este în predicarea Evangheliei, am vrea ca să nu se mai termine timpul acela. Să tot continue. Dar Domnul Iisus spune că trebuia să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți. Este lucrarea pe care a dat-o mai departe ucenicilor. Și le-a spus, voi veți face lucruri mai mari decât am făcut eu. Lucrurile acestea se împlinesc astăzi. S-au împlinit adevărat și în viața apostolilor. Domnul i-a trimis, dar ei n-au ajuns până la marginile pământului. Însă astăzi Evanghelia ajunge până la marginile pământului. Oamenii merg pretutindeni din dragoste pentru Domnul Iisus și fac aceeași lucrare pe care a făcut-o El. Nu numai că predică, dar se ating și de cei în suferință. Pentru că este porunca Domnului. Nu numai să predici, dar atunci când este cineva în suferință, să te rogi și să chem numele Domnului peste persoana aceea, peste oamenii aceia, să rostești cu autoritate cuvântul Domnului și să mustri puterea diavolului și să mustrăm puterea diavolului, pentru că el nu are nicio autoritate și niciun drept asupra oamenilor. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta cu toată autoritatea, cu toată bucuria și fiecare din noi care cunoaștem pe Domnul Iisus și fiecare din noi care am înțeles Evanghelia, să împlinim ceea ce trebuie împlinit în dreptul nostru ca și oameni ai lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Amin.